Da, acolo pe iarbă la noi se vede. Aici, negreală. Ia, aici, negru. Oamenii care locuiesc în apropierea societății spun că se tem pentru sănătatea lor și a copiilor. Și copiii sunt plini de gâlme și de noduli și de tot felul. N-am fost și cu aceea mare și cu cealaltă a doua. Una aici, una aici, de la ce? De la aerul poluat. Ne afum zi și noapte. Asta începând de anul ăsta mai tare. Până acum am mai fost, dar anul ăsta ne-a terminat cu fumul. Noi ne bucurăm pentru că oamenii au loc de muncă, dar ne deranjează faptul pentru că bagă tot felul de reziduri în centrală și ne afumă și lasă tot felul de praf. Nu putem să ieșim din casă dimineața, atât de negrim pe picioare. Este un dezastru ecologic. Toată valea asta a noastră este poluată de miros, de praf, de funingine din asta care se depune și nu se mai duce. Efectiv, nu se mai duce. Primarul comunei Grănicești confirmă cele spuse de localnici. El ar fi vrut să discute cu administratorii, dar spune că nu a reușit să intre în societate. Într-adevăr, sunt funingini. Am constatat și eu chestia asta. Dar să vedem în ce măsură putem impune să-și pui filtre. În urma reclamațiilor, Garda de Mediu a făcut săptămâna aceasta un nou control la firma de reșapat cauciucuri și a aplicat o sancțiune în valoare de 50.000 de lei. Centrala termică este construită să funcționeze pe peleți. Agentul economic, pe lângă peleți, se pare că mai foloseau și deșeuri din cauciuc, fapt care a dus la poluarea aerului. Mai mult, Garda de Mediu a cerut suspendarea autorizației de mediu până la remedierea deficiențelor. Jurnaliștii nu au reușit să contacteze niciun reprezentant al societății în cauză pentru a-și exprima punctul de vedere.